Plângere penală împotriva autorităților. Este vorba despre cazul doctoriței de la Fetești, șefa de la urgențe, care a murit la doar 48 de ani. Familia îi acuză și pe colegii ei de la spital că ar fi încercat să o trateze acolo mai multe zile pentru a ascunde, de fapt, infectarea și au trimis-o la un spital COVID mult prea târziu. Soțul doctoriței decedate de COVID a vorbit despre tragedia prin care trece la emisiunea Descoperiți a colegei noastre, Andreea Sava. Familia Mirelei Neagu, fosta șefă de la Unitatea Primiri Urgențe din Fetești, scoate la iveală detalii cutremurătoare despre modul în care doctorița de numai 48 de ani și-a pierdut viața. Soțul acesteia a povestit la Antena 3 tot ce s-a întâmplat cu femeia din momentul în care i s-a făcut rău. Soția mea a ieșit din gard de la Țăndere pe data de 21 dimineață. S-a urcat în mașină și mergând spre Fetești, la ora 7:30, i-a venit rău pe drum. A ajuns cu chiu cu vai. Și și-a amânat garda pentru că nu se simțea bine. S-a dus în camera, o cameră oficială acolo, ca să odihnească, mă rog, câteva ore. Situația a durat destul de mult, a durat până după amiază, până la ora 18, când asistenta șefă s-a dus și a văzut-o și a văzut că e foarte rău. Atunci au făcut analizele și au internat-o pe COVID. Câteva zile, medicul ar fi fost tratat cu medicamente antivirale și antiinflamatorii, care i-ar fi înrăutățit și mai mult starea de sănătate. Soțul femeii susține că niciun doctor de specialitate nu a mers să-i vadă evoluția decât în ultima clipă. Astfel, transferul la Spitalul Colentina din capital a fost făcut mult prea târziu, iar medicii de acolo nu au mai putut să o salveze. Am luat legătura cu șefa secției de la asta și mi-a spus, domnule, n-avem ce să-i facem decât să o intubăm și să încercăm să o reanimăm. Organele au început să-i cedeze, iar doctora de acolo mi-a spus că medicația de la Fetești a fost foarte greșită. Eu nu acuz sistemul medical, eu acuz faptul că nu se respectă aceste lucruri. Familia a făcut o plângere penală, iar avocatul ei vorbește despre lucrurile halucinante care apar în scrisoarea medicală. Medicii au ținut să treacă pe acel certificat constatator al decesului că suferă de atenție obezitate, vorbind despre ucidere din culpă prin nerespectarea propriilor indicații din profesia pe care o desfășurau medicii și care trebuiau să știe că trebuie transferată la un spital COVID.